În fine, trec vreo 3-4 zile, timp în care spiritele s-au mai calmat, maica mea a salvat ce a mai putut din grădină, taică mi-o a aranjat cât de cât via, iar eu și pălărie părea că am scăpat bazba curată. Acum, dacă te întreb cum a aflat, aparent tantiuța, care avea grădina vis-a-vis de grădina noastră, văzuse adevărații porși mistreți cum s-au bătut ei cu roșii și cum i-au chemat apoi pe frații Ghiță să le acopere urmele. Știa tot, ei își ne spionase pântre gard, mai ceva ca securitatea te-ai lovit la cap. Și, probabil, drept răzbunare pentru moartea lui Costel, s-a dus direct și ne-a dat în gât la mama.